Am adus la hotel, mi-au cerut 1:30. Numai o oră. Numai un pic. 2:30 pe oră. Așa. Și? Am băgat-o în cameră, au zis că nu mai vreau să stai. Și banii i-ai dat? Nu i-am dat banii. Așa, bun. Până v-ați înțeles. Da. Bun. No, ai explicat în lumea voastră când ați venit în România. Ca să mă înțeleg. În data de 16. În data de 16. Da. Pe unde ați intrat? Păi în Nădlac. Păi în Nădlac, și acolo nu v-a spus că trebuie să stați în carantină? Nimic. Așa. Și din 16 unde? V-ați cazat aici la hotel? Da. Și de luni vreau să-mi cauți de luni. Și ce ați făcut de atâtea zile aici? Am stat. Numai înăuntru a stat? Nu, am ieșit afară, mi-am luat de mâncare, nu. Dar ce ați făcut în Germania? Ați lucrat? Da. Și de unde sunteți? Din Olt. Așa, și trebuia să mergeți acolo, direct, în Olt, că figurați carantina. Păi și acolo ce să fac? Hai să stați în carantină. 14 zile. Păi, dar nu mi-a spus nimeni nimic. A, și n-a știut, nu? Nu. Nu. Nu vă dau hârtie de la nimic, bană? Nimic, domnul, nimic. Am dat buletinele.